Gigi Becali ne-a povestit că a pariat pe meciul jucat de FCSB în Danemarca, în compania lui Nordsjælland. A dat detalii, înainte de meci și s-a spus că e cotă 7 pentru calificarea lui FCSB, atunci a zis pune 50.000 de euro, i-a zis unui prieten, unui colaborator. Acela i-a spus nu ne lasă să punem 50.000, nu putem. Pune 20.000, cota a coborât la 5, pentru că FCSB începuse bine cu niște șuturi ale lui Florinel Coman, coboruse un pic cota, mă rog, a prins pariul pe 20.000 de euro la 5, la cota 5. Acum, după ce a ieșit Iureșul, i-am spus aici în direct că nu are voie să parieze, el a argumentat că e vorba de o partidă din cupele europene, că e vorba de un pariu pus pe un succes al echipei, că până la urmă are și el dreptul să se distreze. Deci, la toate aceste argumente ale domnului Sali, am spus că, din ce știu, nu are voie să facă așa ceva. Acum, Gigi Becali dă înapoi, spune că nu s-a întâmplat lucrul acesta, că a fost o poveste. Mă rog, de ce ai inventat o asemenea poveste? Da. O asemenea glumă. Dar ce crezi că se poate întâmpla în cazul, în cazul echipei? Dacă, ok, el nu cred că ar fi foarte afectat dacă ar fi sancționat, să zicem. Dar mai important este ca FCSB să nu fie sancționată. Cât de expusă crezi că este echipa lui Gigi Becali în acest moment? Trebuie să ne uităm un pic la istoricul sancțiunilor date pentru pariuri, în general, atât la UEFA, cât și la Federația Română de Fotbal. Nu am găsit niciun caz, sau eu nu cunosc de vreun caz, în care o echipă, sau chiar și un conducător, să fi fost sancționată doar că a spus, am pariat. Sancțiunile care s-au dat în trecut, atât la jucători, cât și la antrenori, au fost date în urma unor dovezi evidente, poze în casa de pariuri, bilete pe care le-au primit pe numele lor sau pe numele rudelor, mărturii ale, cum să spun, complicilor pariind indirect, au venit oamenii și au spus, am văzut niște jucători care, pentru care pariau iubitele lor și au venit și au spus fetele alea, au pariat pentru mine. Au arătat biletul pe telefon. Biletul, da. Exact. Deci n-am auzit până acum vreo sancțiune dată de vreun for pe o declarație a cuiva. Adică faptul că spui că ai pariat nu se pedepsește, se pedepsește că ai pariat efectiv. Deci s-ar putea ca următorii pași să fie, având în vedere că înțeleg din presă că există o adresă trimisă de federație către UEFA, următorii pași să se ceară lămuriri în sensul acesta, să-i se ceară lămuriri atât lui Gigi Becali cât și Federația Română de Fotbal și poate și clubului FCSB în sensul acesta, poate să pornească o anchetă, dacă această anchetă va releva sau nu niște probe care să ducă apoi la o sancțiune a clubului, asta n-am de unde să știu, dar să cred că următorul pas este să se ceară lămuriri și să înceapă o anchetă în urma declarației patronului, care poate să concluzioneze, domnule, e doar o declarație, a glumit omul, sau dacă apar dovezi, atunci lucrurile se vor complica. Dar în momentul de față, pe ce știm și pe ce am văzut, eu nu cred că vor urma sancțiuni pentru clubul FCSB. Marius, crezi că este expusă FCSB? Nu. Nu, pentru că nu pot apărea dovezi neexistând dovezi. Cred, chiar sunt convins că a fost o vorbă aruncată pentru, cred că, deliciu reporterilor prezenți acolo. Și aici? Nu? Că ai zis că aici nu. A fost. Dezvăluirea a fost aici. Așa, aici, da. În general, când pariezi, sau oamenii care pariază, sunt oameni care au nevoie de niște sume. Scopul ăsta e principal. Mi-l și închipui pe Gigi Becali trezit dimineața și întrebând cum facem rost azi de niște bani. Și cineva zice, patroane, încercăm un bilet? Nu. Aia a fost o vorbă spusă pentru, nu neapărat pentru media, pentru spectacol, pentru tot și așa mai departe. Cred că nu se va întâmpla nimic, pentru că nu cred că poate fi dovedită o afirmație. Pe de altă parte, nu e nici prima dată când se aruncă astfel de vorbe în lumea asta a pariului. Am auzit tot felul de tâmpenii, că tot ai amintit de UTA. Odată mi s-a reproșat, eu spun din propria mea experiență, după un meci la Arad, cineva din public a zis, domne, cred că au jucat la pariuri băieții meciul și de-aia făcusem 3-3, dacă nu mă înșel, cu Pandurii Târgu Jiu. Și mă gândeam, mă, cum să te duci să aranjezi un meci la...
Deci trebuie să afle, cum spune meme, cei 22. Cum să-l aranjesc? Dacă nu știu, 3, 6, 9, poate nu iese 3-3, da? După care trebuie să fii foarte sigur că cei 22 au cele mai sigure iubite slash soții logodnice din lume. Deci, aș adăuga încă vreo 10 oficiali cumulați de la cele două echipe. De la cele două echipe. Trebuie să știe și antrenorii. Părinții, și... nu? Da. Mama, tată. Da. Nu poți să știi din cei 22, 26, 36 că nu spune cuiva mame. E bine, argumentul acesta pe care îl invoci tu aici... Cum să faci așa ceva? Că e foarte greu, că, așa spune și Mihai Stoica, e mult mai ușor la sporturile individuale, pentru că acolo e unul contra unul și... Da. Sunt eu. Argumentul acesta l-am... auzit și folosit de unul dintre astronauții care au fost pe lună la prima expediție. Așa. Și împotriva celor care susțin că totul a fost un spectacol regizat și că nu s-a ajuns pe lună, a făcut Stanley Kubrick un spectacol aici pe pământ, pe acolo, prin Nevada. El așa spunea, în misiunea aceea, NASA, erau zeci de mii de oameni implicați. Mă, toți anii ăștia care au trecut. Unul n-a scos o vorbă. Unul singur nu putea să aibă să dezvăluie ceva. Unul care nu mai răspundea nimic, unul care era pe patul de moarte și care mai știa că mai are o oră. Nici ăla n-a zis, Doamne, a fost teatru, de fapt, ne-am distrat la găleata cu nisip. Da, dar la fotbal, pe de altă parte, au existat cazuri cu jucători care manipulau rezultatele meciurilor. Și s-au întâlnit în ligile inferioare și au existat declarații unor jucători care spuneau că era un nucleu de 4-5 care făceau... care au jucat și nu neapărat manipulau rezultate. Ivan Tooney, care este un jucător foarte bine cotat, era foarte bine cotat în fotbalul englez, ajunsese în echipa națională a Angliei, strălucea în atacul lui Brentford în Premier League și... I-au certificat vreo 80 ceva de bilete. De cele mai multe ori el juca pe victoria echipei lui. Nu era ceva să-l suspectezi că face într-un fel încât... Și oricum era o mașină de goluri, omul, deci nu juca slab ca să piardă echipa lui. Și totuși l-au sancționat. Da. Sigur că nu trebuie să pariezi și e clar că n-ai cum să intri după aia în tehnologia de fabricație a biletului de pariuri. Deci te dă o... și e corect. Doamne, nu joci, nu stau să calculez pentru echipa ta, împotriva... Nu mă gândesc. Dar așa, în afara oricărei discuții, aici, între noi sau între oameni care înțelegem ce se întâmplă în fotbal, în sport, ți se pare imoral să pariezi pe victoria ta? Adică dacă tu nu crezi, tu intri pe teren și zici, bă, totuși eu cred că vom câștiga. A, stai, ia vino cu aici. Deci tu crezi că veți câștiga azi? Ia, treceți deoparte ăștia. Nu se poate așa ceva. Am înțeles regula, e de respectat și toată lumea o respectă. Plus, toate nebuniile astea, că toate marile am auzit și citim cu toții pe rețele. Dom'le, zice, ăia joacă Real Madrid cu casa nu știu care, ăia cu nu știu ce și așa mai departe. Păi, eu am vorbit, bănuiesc că și voi, 1% câștigă din cei care joacă la pariuri. Cam ăsta e procentul de oameni care s-au apucat de această îndelenicire și la sfârșit, în rest, jocul rezultatelor, hazardul, lăcomia, încă un bilet pe meci și așa mai departe, toate te aruncă în afara discuției. N-au nevoie să blătuiască casele de pariuri, pentru că jocul probabilităților e aproape în permanență în favoarea lor. Și atunci nu e nevoie de așa ceva. De aia și sunt permise și foarte bine că sunt, că ajută un fenomen care are nevoie de bani. Dar nu, aia de la Văduț când i-a scris iubita pe telefon, aia da, e o dovadă. Dovadă că el a și ieșit din fotbal. Da, din fotbal. Anchetă, da. Să știi că apropo de moralitatea faptului dacă pariezi sau nu pe victoria echipei tale, a mai existat o dezbatere în trecut dacă e moral sau nu să premiezi adversarele contracandidatilor la titlu să joace ca să câștige, nu ca să piardă. Sau, adică nu vrei să manevrezi, să se lase o echipă. Acolo e o discuție. Diferit, da. Pentru că... urmează un alt meci. Ăla nu este ultimul meci. Deci, să zicem, Steaua, cum se numea pe atunci, a premiat-o pe Cluj să joace bine cu CFR Cluj. După aceea vine un meci Steaua-Cluj în sezonul următor.
te poți gândi că rămân niște resturi din înțelegerea aceea. Adică e expusă o Cluj care deja a fost, știu, adică sunt tot felul de alte discuții care apar. Plus că ar trebui să fie o egalitate de șanse. Nu toate echipele își permit să premieze alte formații. Nu au această forță. Nu știu, acolo sunt mai multe lucruri care pot interveni. Mi se pare o discuție diferită. Eu am păreri diferite aici. Foarte importantă și această discuție. Eu aș fi deschis la premiere, pentru că la fel de bine cum este permis că deși urmează un meci cu, să zicem, eu joc cu echipa ta, etapa următoare, pot să-ți cumpăr un jucător și negociem prețul, acum, la fel de bine putem mă gândesc, să... Apropo de subiectul acesta pe care l-a deschis Marius, din ce a luat sunt făcuți aia de la Mainz? De exemplu, ei erau pe locul 9. Nu aveam nicio șansă la cupele europene, nu aveam nicio grijă cu evitarea retrogradării, nu știu dacă mai putea urca în clasa. Nu mai putea urca, nu. Și se duc la Dortmund, care putea opri o supremație de 11 ani a celor de la Bayern München, cea mai lungă din istoria Bundesliga. Și Mainz, pe terenul cele mai bune echipe din Bundesliga în sezonul trecut pe teren propriu, nu pierde. Din ce-s făcuți? Și putea să o facă pe... Și a făcut-o pe Bayern campioană, că Mainz a făcut-o pe Bayern campioană. Din ce-s făcuți oamenii ăștia? Adică dacă nu a fost o plată din partea lui Bayern către Mainz, te întreb din ce ori fi făcuți oamenii aia. Dar nu sunt permise acolo, nu? Pentru că în Spania, la un moment dat, erau permise premierile, dar se făceau cu acte, cu factură, cu... Au ieșit. Era un contract între părți. Da, nu mai e una și mai dură decât asta, în aceeași familie. Titlul lui Lazio din 2000 se joacă la aceeași oră. Lazio este la distanță de 2 puncte sub Juventus. Juventus are la Perugia, Lazio are acasă. Începe evident în același moment meciurile. Numai că la Perugia, la pauză, intervine, sau spre sfârșitul primei reprize, o ploaie infernală. Sunt imagini pe YouTube. E potop. Puțin spus ploaie, da. Potop, într-adevăr. Evident că arbitru, că ai fost arbitru, oprește meciul. Era un anume Pierluigi Colina. Pierluigi Colina, vaga, așa. Vaga. Așa. Lazio își termină meciul, câștigă și sunt imagini fabuloase cu jucătorii lațiali, cu Simeone, cu decedatul Sinisa Mihailović, cu copiii în braț. Se terminase campionatul, erau campioni, era 1-0 pentru Juve la pauză și imediat după pauză, ce s-a putut juca acolo, Perugia întoarce, care n-avea nicio treabă, nici cu retrogradarea, nici bate cu 2-1 și Lazio e campion. Marius, ce trebuie să fi fost? Pentru că eu cred că, în bună măsură, Pierluigi Colina a făcut-o pe Lazio atunci campioană. Lazio, care aștepta titlul ăla de 26 de ani, era doar al doilea titlu, cred, din istoria. Și au mai trecut 23 și n-a mai venit încă unul. Da. Cred că, în bună măsură, Pierluigi Colina a făcut-o. Păi Juventus, care era condusă de Moggi atunci, a reproșat asta. A spus, de ce ai oprit? Pentru că oricum ai dat drumul pe apă și pe... Trebuia să lași să meargă. Când aveam 1-0 și eram în mână. Și zice, pauza aia, o oră s-a întrerupt meciul. Da. Zice, pauza aia ne-a scos. Zice, a făcut diferența. Da. Dai seama ce presiune a fi fost și acolo.